Bișul, da, uitare. O oră și gata. Știai unde te duci, știai. La mine știi bine ce spun, nu vreau. Da, știi bine ce vorbesc, adică te-am sunat așa. Băi, uite că aici șmecheria, cum o văd eu, pe părerea mea. Îmi trimis și la Isa, a fost o atracție din partea amândurilor. Eu la tine spun sincer, văd atracție doar mai multă din partea ta. Înțelegi? Eu așa văd eu. Bine, oricum eu cred că nu sunt în niciun stadiu, adică. Nu vreau să te super pe mine, pentru părerea mea. Că de așa puteam să te mint, bă, sunteți frumos și foc. Știi? Și poate de asta cumva au lipsit subiectele. Știi? Dar asta nu trebuie să dezamăgească. Tu acum nu încerca să te schimbi cumva să nu mai fii tu. Dar nu că mă schimbă, Ioane, mă, dar sunt dezamăgit eu de date-ul ăsta și că am făcut-o pe aia să se simtă într-un fel. Eu văzând imaginile cu ochii mei, înțeles? Pentru că eu mi-am dat seama că nu e ceva ce mă reprezintă pe mine. Oh, ești nebun, nu sunt așa, ești nebun, nu sunt. Da, te ajută foarte mult persoana de lângă tine să fii cum trebuie. Exact. Și ea nu a fost așa, pentru că dar... a fost foarte rigidă. Exact, și poate de-aia eu am încercat cumva să... Mie întotdeauna mi-a plăcut, indiferent că e persoana iubită, că este un om care a intrat la mine în curte sau la mine în casă și așa, mie mi-a plăcut să fac cumva să se simtă bine în preajma mea, înțelegi? Și eu cred că asta am încercat cu ea, pentru că eu poate am văzut-o pe ea rigidă într-un fel, exact. Și am încercat să fac să se simtă ok. Tu ai încercat, dar ea e alt stil de om, înțelegi? Eu de-aia spun că se vede cumva forțat și că cumva... Nu spun că jucați un rol sau ceva, că sunteți falși. Efectiv, eu văd că tu ești foarte aprins de ea. Că e normal să fii aprins, e o fată frumoasă, înțelegi? Dar pe ea o văd cumva diferită de stilul tău și de tine. Și de-aia a părut cumva forțat toată chestia asta. Pentru că nu sunteți la fel și e greu să îi faci pe plac unei persoane care nu înțelege ceea ce vrei să exprimi tu. Pentru că și uite, eu când mă gândeam că sunt la date, m-am gândit, bă, ăsta o să supere pe mine, că eu fac glume, fac chestia asta, poate le înțelege cumva greșit. Știi? Noi doi cumva prindem și tău amândoi cam cum suntem. Dar ea nu e stilul ăsta, ea e mai soft. Asta e diferența. Ce? Ce cu tine? Sunt așa, nu știu. Am așa o stare bună, tare, tare. O stare cum? Bună, tare. Bună? Mă bucur că stai în asta. Mă bucur că ai o stare bună. Ți-am zis că nu am o stare, ai, bună, bună, tare. Ah, înțeles că am o stare bună, tare. Nu am o stare bună, tare. Sunt așa supărățică puțin, atât. Ce să fac? Cum aș putea să te ajut? Vreau să te ajut, vreau să vorbim despre asta. Ai vorbit. Am o stare nașpa, nu-i vorbit. Păi ce să spun, că nici eu nu știu de unde mi se trage 100%. Deși, uite, dacă stau să mă gândesc la cum eram eu cu mama, cu sora mea, cu fratele meu, până să ajung la emisiune, era mult mai rece, știi, înainte. Acum, emisiunea, pot zic că m-au apropiat puțin spre surprinderea mea, știi? În loc să te îndepărtezi de cel că ești aici și da, ești mereu acolo, așa. M-am apropiat. Acum m-am apropiat mai mult, știi? Și parcă îmi doresc să fiu mai lângă ei, să fiu acolo. Asta e o dorință de-a ta, că vrei tu să fii împreună cu simt. Ei? Simt. Nu simțeam până acum. Simți să stai, să vorbești cu ei? Sau nu știu, să fiu acolo, să-i ajut, să știu că poți să bazezi pe mine, pentru orice, nu știu. Bună. Doamne, vă rog la operație. Haide că e urgent. Nu fi agitat, e urgent. Hai să tragem masa, punem mâna pe mână. Nu mă agita. Dă mâna ta. Doamne, operație. Punem mâna jos. Aici. Hai să simțim pulsul. O pierdem. Repede. Mor. Stai liniștită, stai cu capul jos. Gata. Îți dai ce. Deci o să te deschid așa la mână. Dar nu mă... Aveți grijă! O să te deschid așa la mână pentru că e foarte grav aici. Pune mâna. Să nu te deschid eu de tot. Ia auzi. Cred că o agiți. Hai să vedem, să simțim aici. Vezi că doare? E rece. E rece? Stai așa, se apasă că e rece. E rece ca inima ta? Hai, încep. Da, ca inima mea. Doctor, o cafea doriți? Nu, că sunt implicat în această misiune de salvare. Nu cred. Ce avem aici? Vreți să vă ajut? Nu, vă rog. Controlați-vă respirația, ușor, așa. Dacă aveți morfină, dați încoa. Nu, n-are nevoie. Deci eu morfina ei. Da. Ce dincolo? Hai să semnăm. Nu, să vezi semnăm că mă doare. Unde avem toată situația, știi, ca să se vadă. Așa, poate te mai și zgâri odată. Auziți? Haideți să deschidem. Cum vă simțiți? Trebuie să facem o strategie bună. Că mă doare. Ai avut și programare. Da, uite că avem deja un doctor aici. Nu prea de experiență. Faci mumie? Ce o faci? Ce faci? Bine, nu doar în gât. Chiar nu doar în gât. Da? Da, una bună asta. Mulțumesc.
Nu știu când mă lasă, că am cerut doar să vin să-ți dau asta. Mulțumesc. Vezi că aia trebuia pus înainte. Cum să pui ăsta, de tip un bumbac, nu contează. Da, da, da. Nu, că te ajut oricum și te ține. Așa. Vezi că ăla e pentru gură, are nicio treabă. Vezi să-ți controlăm și ție respirația. Vreau să suflim, da, ea și să facem un test. Iată mă cu ăla, ia. Fă-un test. Pa. Așa. Da, 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 faci bine, mai. Nu-mi place, nu-mi place. Acum trebuie să te închid, așa, frumos. Așa. Stai așa. Să spun și la inimă. Ca să nu te doară și să fii mai cu minte, că te deschid și acolo, stai liniștită. Așa frumos. Te închid și așa. Aici. Nu prea te pricep, domn doctor. Mă pricep la ceva, vrei să vezi? Nu vreau. Vreau să ce mai e pe aici. Hai gata că le strigi. Nu mai, lasă-mele, să fie așa. Gata, te-am protejat, te-am făcut. Fetelor. Dar de ce i-ai pus plasterul deasupra la bandaj? Invers trebuia. Așa, așa. Și acum să te mai zgâri odată. Nu mai faci. Vezi că îți deași cam așa, Emanuel. Vezi că de data asta s-ar putea să... M-a enervat pe mine, înțelegi, Alexandra? Acum trebuie să vorbim puțin și să mă înțelegi. Nu, lasă-mă în pace. Și pe mine. Tu nici măcar prietenul nu vrei să fii cu mine. Ești prea agresiv. Măi, și prea Manuel, i-ai cerut bani pacientei tale. Mai cere și bani, la dracu. Nu. Uite că scoate binturile. Păi mi-o fac singură, domn doctor, că m-ați dezamăgit. Dar nu poți să pui un plaster și atât ai rezolvat problema. Fără tot... Poate e rană deschisă. Genul ăsta. Hai să te fac frumos eu, că am dat seama că aici eu n-am ce vorbi cu tine, n-am ce face. Atunci, dacă tot faci așa cu mine și vrei să mă enervezi sau ceva, eu am înțeles ce trebuie să fac eu cu tine. Închide ochii. Ei, vezi să nu fac eu cu tine. Nu fi... Te bat să mă... Te bat. Poate mă bandajezi tu, a? Păi... Hai la locul tău. Mă agită și nu mă lasă să fac ce vreau eu. Ai venit aici, ar trebui să te pun în anestezie, să stai cu minte, să stai la locul tău. Îți scos gura dacă mă enervezi. Ca să mă lași și tu pe mine să acționez aici, să fiu eu pe treaba mea. Vrei să bei din asta? Vezi că e foarte bun, e colectoriu. Pentru, da. Tu, pentru mine, da. Săraca, te-am rănit așa de tare. Ți-am făcut rău, dar nu cumva te-ai zgâriat singură. O să vedem în gala dacă te-am zgâriat eu sau ți-ai făcut tu singură. Tu ai văzut ce mi-ai făcut mie. Uite la picior. Hai să-mi faci și mie acum. Nu ți-am făcut eu. Pă mie, hai. Dacă eu te-am făcut, mă faci și tu. Au, 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 au. Ca idee. Am făcut datoria ca doctor, tu n-ai vrut să fii ascultătoare, să fii cu minte. Am fost foarte bun, dar pentru că tu n-ai vrut. Ești ai așa fost și obraznic. O fată, ești o fată figurantă. Ești obraznic. Ești o fată figurantă. O tot ce ți se face ție, tu nu accepti absolut nimica. Nu accept. Nu. Eu trebuie să fiu tot timpul ăla rău. Ce faci tu, Alexandra? Chiar acum deja exagerezi. Mai pantat-o ca lumea, nu e plăcut. Stai, nu pleca, unde pleci? Vino înapoi. Vino aici, vino lângă mine, o să am eu grijă. Camera, mă lasă, mă duc și eu în casa băieților puțin. Nu, nu,